Eveniment deosebit pentru comunitatea din Ruginoasa, duminică 2 iulie, în centrul satului. Localnici, autorități, dar și militari au participat la sfințirea monumentului eroilor neamului din localitate, obiectiv ce a trecut prin lucrări de reabilitare. Manifestările au început cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele Pavel Postolachi. Să strage la hotare, să păziți acest pământ, să strage la putare, să păziți acest pământ. Apoi organizatorii au dat diplome de recunoștință tuturor celor implicați în eveniment. În acest scrisov, domnului primar Michi Bordănuț, și cu ocazia asta rugăm să ne spună și câteva cuvinte. Prea cucernici părinți, stimați invitați, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici, la noi, la Ruginoasa, la acest eveniment. Aș vrea să vă vorbesc despre normalitate și consider ceea ce facem noi astăzi aici este o normalitate. Faptul că suntem reprezentanți ai partidelor politice prezenți aici, preoții care a insuflat credință acestor ostași care au mers pe front și s-au jertfit pentru neamul nostru românesc. Consider o normalitate să avem grijă și să facem mai multe din aceste monumente, să le facem să arate foarte bine, pentru că niciodată nu este prea scump să avem grijă de eroii neamului românesc. Se acordă doamnei istoric Cristina Axinea, din partea organizatorilor, acest scrisov. Bineînțeles, cu un buchet de flori din partea noastră. Și doamna Cristina să o ține scot mai mult, așa. Asta era surpriza noastră. Vă mulțumesc. Prea cucernici părinți, domnule primar, stimați și dragi concetățeni, vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi acest moment solemn. Doar cei care gândesc românește, doar cei în care mai bate încă un puls al patriotismului în noi, doar aceia astăzi am reușit să rupem din timpul nostru să venim astăzi aici. Ruginoasa este scăldată de sângele acestor eroi. Poate nu toți știu, dar Ruginoasa a trecut prin toate cele două mari războaie mondiale. Aici au participat activ în astfel de evenimente. Avem peste 2000 de soldați eroi căzuți aici, pe câmpurile Ruginoasei. Și în memoria lor, astăzi ne-am adunat să aducem un pios omagiu. Au fost oferite distincții ca un simbol al credinței, sacrificiului și luptei pentru apărarea neamului unui veteran de război în viață și mai multor eroi din localitate post-mortem. Apoi au fost depuse coroane de flori și au răsunat cântece patriotice, cântate din suflet de copiii din comună. De precizat este faptul că Ruginoasa a trecut prin cele două mari războaie mondiale și peste 2000 de soldați au căzut pe câmpul de luptă pe câmpurile din comună.